Bă, dacă iau proteine, ce fac mă că mă umflu prea tare și după aia mi se lasă piept? Dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că vrei să știi ce este aceea proteină și să știi dacă este bine să o consumi. Poate ai auzit diverse mituri legate de faptul că proteina te umflă după ți se lasă pielea sau proteina nu e bună. Poate ați auzit că proteina este catalogată drept substanță interzisă. Dacă consumați așa ceva, adică pudră proteică, acesta este steroid. Nu mai are niciun scop că voi aveți puse la punct nutriția, antrenamentele și odihna. În momentul în care ai consumat această pudră proteică, normal că faci mușchi. Deci vreau să vă zic că chestia asta nu este deloc adevărată. Și în acest videoclip o să aflați și de ce zic asta. Nu uitați să vă abonați și voi la canal, să facem o comunitate cât mai mare. Să dați un like dacă vă place acest video și dacă vi se pare interesant și dacă vă ajută. Și hai să deslușim acest mister legat de proteină. Poate ați mai auzit și la alte persoane, nu sunt singurul care vorbește despre asta, niciun caz, de sunt o multitudine de youtuberi care zic care e faza cu proteina. Însă pe mine mă frustrează faptul că avem așa, marea majoritate a persoanelor care au de proteină și de pudră proteică zic că nu este bună, că ți se lasă pielea și e considerat steroid, și altă categorie care este mult mai mică, unde sunt persoanele care cu adevărat știu ce este aceea proteina și știu că pudra nu este nimic, nimic ilegal. Deci trebuie să înțelegem prima oară ce este proteina. Proteina este un macronutrient. Cred că am mai zis asta pe canal și v-am explicat ce sunt macronutrienții, dar o să mai zic încă o dată. Pe lângă proteină, mai avem carbohidrații și grăsimile, care fac parte tot din categoria macronutrienților. Deci orice persoană trebuie să mănânce proteină pentru a funcționa optim. Gândiți-vă la persoanele care vin la voi și vă zic că nu e bine să consumați pudră proteică. Acele persoane sunt persoanele care mănâncă cel mai probabil, nu zic că da, dar cel mai probabil, pentru că vă zic din experiența mea că majoritatea persoanelor care au venit la mine și mi-au zis nu știu ce despre pudră, mănâncă carne, mănâncă ouă, lapte, adică proteine. Gândiți-vă că acele persoane consumă și ele, la rândul lor, tot proteină. Dacă sunteți acuzați de faptul că voi consumați pudră proteică, gândiți-vă că și ei consumă proteine. Acest macronutrient reprezintă principalul substrat al masei musculare și este esențial pentru menținerea țesuturilor deja existente în corp și pentru producerea a noi țesuturi musculare. Pe lângă asta mai are foarte multe roluri. Are rol energetic pentru că eliberează 4,1 calorii prin degradarea unui gram de proteină. Pe lângă asta controlează nivelul de apă în corp și transmite anumite substanțe prin sânge. Spre exemplu, vitamine, minerale. Și uitați-vă câte roluri are proteina pentru a funcționa optim corpul nostru. Proteina este de două tipuri, deci avem proteină animală și vegetală. Deci animală din surse animale, după cum poartă și numele. Deci haideți să vă dau câteva exemple. Avem carne în general, ouă, lapte, pește, putem să punem și tonul, putem să punem și creveți. Deci în general cam astea ar fi. Ah, da, și brânză. Și mai avem sursele vegetale. Aici amintim de linte, fasole, năut, soia, care e cea mai completă proteină vegetală și multe altele. Care e faza cu proteina animală și cu proteina vegetală? Proteina animală este o proteină mai completă din punct de vedere al aminoacizilor. Dacă nu știați, proteina se descompune în aminoacizi, care sunt de două feluri. Aminoacizi esențiali, adică corpul nu poate să producă acești aminoacizi și noi trebuie să-i luăm prin alimentație, și aminoacizi neesențiali. Și după cum am zis și mai devreme, proteina animală este mai completă din punct de vedere al aminoacizilor față de cea vegetală, care este mai incompletă. Pe lângă asta, mai ales pentru sportivi, o cantitate recomandată de proteină ar fi între 1 gram jumătate de proteină per kilogram corp și 2 grame, deci cam 1 gram jumătate și 2 grame de proteină per kilogram corp. Ce înseamnă lucrul acesta? Gândiți-vă dacă avem 2 grame de proteină per kilogram corp, pur și simplu, ca să afli necesarul proteic pe care trebuie să ți-l iei tu zilnic, trebuie să faci numărul kilogramelor tale ori 2. Deci să zicem că ai 60 de kilograme ori 2, 120 de grame de proteină. Dacă ai 80 de kilograme, iar 80 ori 2, 160 de grame de proteină. Dacă aveți o cantitate mai mare de proteină, acea cantitate nu o să fie asimilată toată și o să o mâncați degeaba. Pudra proteică poate să fie și ea de mai multe feluri. Poate să fie din zer, din caseină, din ou, din soia mai întâlnim pentru cei vegani. Eu unul folosesc proteina din zer. Că proteina efectiv este doar zer de lapte. Pentru unele persoane poate să fie necesar, iar pentru alte persoane
poate să fie deloc necesar. Spre exemplu, dacă tu reușești să îți atingi la finalul zilei gramajul de proteină care îți trebuie ție, este super ok. Dacă reușești să ți iei din surse animale sau vegetale, fără să suplimentezi cu o pudră. Deci e super ok. În momentul în care nu reușești să faci asta sau dorești să folosești proteina doar ca să dai gust mâncării, ca să fie mai bună, spre exemplu să o pui în clătite, să o pui în ovăz, să o pui să faci prăjituri proteice sau mai știu eu ce, să o pui în iaurt. Deci ca să dai gust mâncării, da, fă-o, ia spud. Însă, dacă tu reușești să îți atingi numărul de proteine, după cum am zis și mai devreme, la finalul zilei, fără să suplimentezi și nu vrei să dai mâncării nu știu ce gust sau așa, n-ai de ce să o iei, risipă de bani. Eu nu folosesc proteina cel mai mult ca să mi-o pun în ovăz, să-mi fac uneori shake-uri dacă n-am timp să-mi iau o masă. După antrenament rapid, ca să o înlocuiesc cu o masă, îmi pun de obicei, îmi fac un shake, îmi pun carbo, adică ovăz, proteină și puține grăsimi după antrenament, pentru că după eu trebuie să intru la școală și ca să înlocuiască un fel de masă. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Sper că v-am fost și eu de ajutor. Dacă sunteți noi, să vă abonați și voi ca să creștem comunitatea asta și ca să facem un canal cât mai mare, extindem și noi comunitatea asta, să promovăm sportul în România. Eu am fost Alex și vă urez baftă la antrenamente.